Ce vă nemulțumește? Că eu nu înțeleg. Strategia, că nu e strategia care vreți dumneavoastră, este... Auziți, pe noi ne interesează obiectivul final. Obiectivul final este să circulăm pe autostradă, da? Ca acest... Nu, mai repede, dacă se făcea mai târziu, însemna că noi nu semnam astăzi contractul și puteam să-l semnăm în 5 luni. Cât timp spuneți dumneavoastră că se poate circula de la Ungheni până la Târgu Mureș pe autostrada finalizată? Păi de îndată ce avem... În momentul în care vom avea finalizată toată procedura și se vor scoate caietul de sarcini, vom vedea exact termenul de execuție. Păi nu pot să estimez până nu am documentația primită de la ei. Prin 2027? Domnul jurnalist, până nu am documentația primită, eu, de ce nu întrebați pe ceilalți ce au făcut înainte? Dar dumneavoastră sunteți ministrul nostru. Păi și eu vă spun ce... Păi noi, dumneavoastră vedeți ce facem noi. Da? Dacă mă luam după ce au lăsat ceilalți în minister, însemna probabil și mergeam pe aceeași strategie. Nu se întâmpla nimic. De ce nu ați întrebat și pe aia care văd că acum protestează, sunt români adevărați? Ce au făcut ei? Că și ce înseamnă? Păi nu, haideți să vă spun un lucru. Vina este și a lor. Pentru că 6 luni de zile, că tot timpul am spus, domnul Neaga vă poate confirma, la compania de autostradă nu s-a spus niciun document. Asta înseamnă că nu s-au făcut plăți către constructori, nu s-au lansat proiecte. Și ce înseamnă asta pentru România? Dezastru. 2016. 6 luni. Domnul Neaga era la care le-ați convenț în Iași, domnul Popa era și el. În 2012, nu? 2015, când am... Și a venit 2016 și nu s-a făcut nimic. S-a blocat totul. Deci eu am venit... Nici eu nu fac politică, vă spun realitatea. Am venit aici la Iași și am spus exact ce vă spun acum. Exact. Și a venit 2016, noi am venit undeva în octombrie-noiembrie. Eu din decembrie n-am mai fost director general, s-a schimbat guvernarea, s-a schimbat tot. 2016 a fost anul ăsta. În continuu, stă în strategia. Dacă eu ca ministru vin și spun nu mă interesează un obiectiv și îi spun directorului să nu facă nimica, atunci nu se mișcă nimic. Despre asta vorbim. Dacă se schimbă guvernarea, nu, mare atenție. Proiectul devine irreversibil. În momentul în care se semnează contractele și se demarează niște proceduri, nu cred că cineva își poate asuma să oprească finanțarea sau să oprească acest obiectiv. Noi acum, în momentul de față, avem lansate procedurile și le vom lansa și pentru restul, astfel încât această autostradă se facă. Deci, în timp ce alții au vorbit pe vorbe, noi vorbim pe dovezi concrete, pe termene asumate, pe un calendar pe... Păi, dar nu v-am spus până acum de 3 ori termenele. Astăzi am semnat contractul pentru prima secțiune. Săptămâna viitoare vedeți că Comisia Națională de Prognoză lansează pe SEAP selecția de ofertanți. Până la 30 iunie lansăm execuție și proiectare tronsonul Iași-Ungheni. Eu discut cu direcția de mediu. Eu cu ei discut. Dacă ei mi-ar... Sunt bineveniți să vină, numai că eu aș vrea ca dumneavoastră, cum sunteți atât de vehement pentru implementarea acestui obiectiv, să fiți și dumneavoastră acolo. Să fiți acolo, să fiți la fel de activ în a contesta aceste blocaje pe care aceste ONG-uri le emit. Pentru că dacă dumneavoastră mi-arătați mie că peștii ăia i-a monitorizat cineva și îi vede acolo că sunt astfel încât noi să trebuiască să mutăm un obiectiv, eu vă respect decizia. Dacă timp vorbim doar pe supoziții și identificăm păsări, identificăm lupi, identificăm alte lucruri, păi nu, despre asta este vorba. Nu, păi eu pe concret vorbesc. Haideți să vedem că există lucrurile astea. Că eu pe concret n-am văzut că există nimic până acum. Îmi spuneau că sunt lilieci pe un lot de autostradă. Am fost să văd lilieci. Nu i-a văzut nimeni. Am stat 2 ani de zile până când am relocat acea scorbură și nu s-a găsit niciun liliac. Haideți să vă spun, ori suntem români adevărați și vrem să facem autostrăzi în România și nu mai ascultăm toate ONG-urile care au un rol de a bloca obiectivele, păi, pentru ce mă raportez eu la ONG-uri? Vreți autostradă în Moldova? Și eu vreau autostradă în Moldova. Toți vrem autostradă. Atunci hai să ne luptăm pentru ea cu cei care nu vor și ne pun bețe în roate. Am văzut cum au colaborat. Să știți că m-am convins, am avut o colaborare până acum exemplară cu ONG-urile de mediu. Toate proiectele am încercat să le blocheze. Vreți să vă spun că pe Liviu Pitești în legătură cu asociația Minibus din Târgu Mureș. Știți că cel mai mare dușman al Moldovei până acum în privința autostrăzii a fost dumneavoastră, guvernul PSD.
Ironia sorții că guvernul PSD semnează și... Faptul că dumneavoastră urgentează acum e de apreciat, însă noi vrem termenii foarte clare și în același timp reafirm că există această nemulțumire masivă în Moldova, nu doar în Iași, legată de faptul că noi moldoveni, fie și doar pe o porțiune, vom fi discriminați în raport cu ansamblul României. Pentru că în PTB înseamnă să plătim taxe de două ori. În afară de ceea ce luăm la pompă, dar să nu luați bani. Cine plătește? Nu. Nu. Haideți să vă spun un lucru. Eu termenele pe care mi le-am asumat cu dumneavoastră de față, pe 20, că ne-am întâlnit, da? Le-am respectat? Până acum, da. Adică am înțeles. Pas pentru o constată, da. Nu. Puteți să veniți, uitați, facem așa, vă invit la minister, îl chem și pe domnul Ghizdeanu, pentru că eu am impresia că cineva vrea să inducă în eroare opinia publică. Și discutăm să vedeți exact care sunt beneficiile, pentru că dânsul este cel care gestionează PPP-ul. Și după ce aveți această discuție, puteți să ieșim într-o conferință de presă comună, că nu mă deranjează, și să spunem oamenilor care este adevărul. Pentru că, încă o dată, fake news-urile care circulă sunt colosale pe piața, mai ales în domeniul infrastructurii. Deci cât a investit guvernul PSD în infrastructură și cât a deblocat și cât a făcut, n-a făcut niciun guvern. Și în sensul ăsta, cred că săptămâna viitoare am pregătit o documentație care este foarte stufoasă și ca să vin să o prezint în fața presei ar însemna să stau 4 ore. Și nu cred că are nimeni răbdare să stea, să asculte. O condensez foarte mult și o să vin să o prezint tuturor să vedeți ce a făcut, că spuneați de guvernul PSD, ce a făcut guvernarea PSD prin programul de guvernare, care a avut un program de guvernare, că eu mi-amintesc că tehnocrații au venit cu o fițuică în guvern, când a fost validat guvernul în Parlament, și să vedeți ce a făcut PSD-ul în toată perioada lui, că văd că sunt probleme tot timpul de a percepe, sau ăsta e subiectul pe care tot timpul vrem să ne agățăm de el, cu autostrăzile. Păi, avem proiecte lansate până acum, da, că tot văd că sunt unii care fac confuze între autostrada Marii Uniri, între autostrada Moldovei și așa mai departe. Proiecte de 5 miliarde de euro doar pe infrastructura rutieră. Proiecte de nu, acum vă dați seama că eu nu pot să dau meditație să le explic cum e harta geografică a României și pe unde, care sunt autostrăzile. Dar ce este foarte important este că noi avem lucruri concrete care se pot verifica. Ceilalți au vorbe. Asta e diferența. Și m-am amintit de un lucru, că spuneați de mediu, să mă duc să vorbesc cu cei de la cu ONG-urile. PP Sibiu Pitești, care este un obiectiv extraordinar de important. Practic, veriga lipsă din coridorul 4. Am stat, când s-au ținut acolo de mediu? Pe 28 decembrie, anul trecut. 28 decembrie. Deci după ce am stat 12 luni să obțin acordul de mediu, în martie, trei persoane fizice contestă acordul de mediu, printre care un cetățean din Dublin, sau de unde? Da, din Dublin. Din Dublin. Că n-am făcut studii pentru urși, lup și lilieci. Scuzați-mă. După 12 luni după ce stai să acordul de mediu, adică, haideți să vedem unde este culpa ministerului și unde intervin și alții ca să blocheze. Că eu aici nu cred că mai e culpa ministerului. Dar încă o dată, cred că ar trebui noi să fim un pic mai patrioți și să ținem mai mult cu țara asta. Și când vin ăștia și comentează și țipă, veniți și voi care vreți autostradă, că și noi vrem și țipăm la unison la ei și zicem, mai plecați și voi din România, mai duceți-vă prin altă țară. Păi, haideți să vedem că până acum... Da. Totuși vrem să înțelegem aceste trei tronsoane. Când, de exemplu, pe unul dintre ele va fi pus primul lopată de asfalt? Sau până când se va începe, va veni primul tractor să sape pentru această autostradă? Tractorul nu sapă. Nu contează, am înțeles întrebarea. Când va fi acea primă lopată de asfalt, deci, pe unul din aceste trei tronsoane? Doamnă, domnișoară, o procedură, în general, pentru construcția unei autostrăzi nu se poate face pe seama, este un proiect multianual. Ca să avem o autostradă, sunt nevoie să parcurgem câteva etape. Că vrem, că nu vrem, astea sunt etapele pe care le parcurgem legale. Că și eu m-aș bucura să intrăm direct la execuție. Eu, termenele pe care le-am dat pentru această autostradă, mi le-am asumat deja. Nu pot, dacă dânsii, de exemplu, termină, finalizează documentația și reușim să modificăm legislația pe mediu și o ținem acordul în 3 luni și în 6 luni au terminat forajele și tot ce au și dăm drumul la execuție și proiectarea noastră, pot să-mi asum termenul prin contract. Asta vă spun. În momentul de față, depindem de alte lucruri care nu țin neapărat de Ministerul Transporturilor. Asta vă răspund. Eu mi-am asumat etapizat, împreună cu societatea civilă, niște termene. Până acum, unul dintre ele l-am devansat. Poate devansăm și celălalt lot și îl scoatem mai repede la execuție și proiectare.
Vorbesc de Iași-Ungheni. Dar pentru asta, pentru restul, trebuie să implic și alte instituții. Dacă vă spun eu acum că circulăm în 3 ani pe autostradă, ar însemna să-mi asum un termen pe care nu îl pot susține din punct de vedere tehnic, până nu văd finalizate procedurile respective. Asta vă spun. Nu e vorba de neasumare. Noi avem un program pe care lucrăm, de guvernare. Pe programul am avut câteva obiective, printre care și autostrada Marii Unii. Ne-am apucat de treabă la ea. Semnăm contracte. Când puteți începe discuții cu Europeană pentru a primi acea finanțare de care e nevoie, special pentru autostrada? Că am înțeles că la banii care sunt alocați României până acum, nu poate finanțat autostrada 8, prioritarea este pe Pitești. Dar de unde a spus? De unde? De cum ați făcut dumneavoastră calculul ăsta? De la un fost ministru al transportului. Nu știu cine v-a făcut socoteala asta. Haideți că... Voi vă dau și detalii. Eu vreau să înțeleg doar dacă există finanțare există. De la Uniunea Europeană alocată special pentru autostrada Mării Unii sau e o finanțare mai mare din care dumneavoastră nu știți ce aveți prioritate. Noi când vorbim de proiecte multianuale, vorbim așa. Deci, noi am lansat Pitești-Craiova, Pitești-Sibiu, autostrada Mării Unii. Noi avem un coș, avem o sumă de 5,1 miliarde de euro care sunt alocați din POIM pentru obiectivele de infrastructură din România, asta este tehnică discuția, mă rog, important este să înțeleagă și România, dar sper să o puneți dumneavoastră în operă, în presă, așa cum trebuie. Din ăștia 5,1 miliarde, noi avem alocate pentru toate sectoarele de infrastructură. Rutier, feroviar, naval, aeroportul. Bun. Noi, în momentul în care am lansat proiectele,